Bună ziua, domnule pastor, aș vrea să vă adresez o întrebare. Știm chiar din gura Domnului nostru Iisus Hristos că numai Tatăl Ceresc știe ziua sfârșitului și mai aflăm din 1 Corinteni 2 cu 10 că Duhul Sfânt cercetează chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și atunci se poate să știe și Duhul Sfânt ziua sfârșitului. Chiar îmi plac foarte mult emisiunile dumneavoastră. Mă bucur că vă plac emisiunile. Și din textul acesta care l-a spus Domnul Iisus, din vorba aceasta Domnul Iisus, accentul a fost pus pe ceea că nimeni dintre oameni nu știe, nimeni dintre noi nu știe. Textul ne spune că doar Tatăl. Hai să rămânem la ceea ce este scris. Este scris, doar Tatăl știe ziua când va veni Domnul Iisus Hristos, deci rămânem la ceea ce este scris. Pentru că dacă știe și Duhul Sfânt, nu schimbă nimic. Dintre oameni nu știe nimeni. Nu poate ști și nu știe nimeni când va veni Domnul Iisus.